După ce a terminat cu greu sezonul trecut, reprezentanta Constanței pe prima scenă a rugby-ului din România, Tomitani, se confruntă din nou cu mari probleme financiare. Tocmai din această cauză, formația de pe litoral a decis să nu participe la prima competiție a sezonului, Cupa României, care va debuta în acest weekend. Astfel, potrivit Federației Române de Rugby, la startul acesteia s-au aliniat doar 5 formații. În pericol este pusă inclusiv participarea constanțenilor în noul sezon al Superligii Naționale, care ar urma să debuteze la finalul acestei luni. Tomitani Constanța așteaptă finanțarea din partea autorităților locale și încearcă să se organizeze în timp record pentru o participare onorabilă alături de cele mai puternice echipe din țară. Din păcate, pentru conducătorii formației de pe litoral, aceasta a fost înjumătățită față de sezonul trecut, în care au bifat o singură victorie și aceea în meciurile de clasament.